iată care sunt principalele titluri. Primarul interimar al Slatinei a demisionat. Lipsa semafoarelor blochează traficul în Balș. Amerindienii în spectacol la Târgu Jiu. Mihaela Stana, primarul interimar al municipiului Slatina, a demisionat, informează jurnaliștii de la eveniment de Olt. Aceasta a renunțat nu doar la atribuțiile funcției de primar, ci și la mandatul de viceprimar. Mihaela Stana nu a putut fi contactată telefonic, dar informația a fost confirmată de Cristian Bircea, celălalt viceprimar al municipiului reședință de județ. Mihaela Stana a fost aleasă de consilierii locali slătineni în funcția de primar interimar al municipiului după ce edilul Slatinei, Minel Prina, a fost arestat la domiciliu din 15 martie, în urma unei decizii a Înaltei Curții de Casație și Justiție. Între timp, Prina a scăpat de arestul la domiciliu, fiind pus sub control judiciar. Drumul principal ce traversează Balșul este privit de mulți șoferi drept cel mai prost segment pe care îl au de trecut atunci când merg spre București, Craiova sau spre centrul țării. Asta din cauza numărului mare de treceri de pietoni nesemaforizate, cât și a lipsei unei rute ocolitoare care să elibereze traficul de căruțe sau de mașini de mare tonaj. La serviciul rutier al poliției din Balș a mai fost adus un agent, deoarece este nevoie în anumite ore de intervenții ample pentru fluidizare, potrivit jurnaliștilor de la Gazeta. Drumul din Balș este din ce în ce mai aglomerat. Cauzele sunt multiple, însă cea mai mare problemă rămâne de departe lipsa unei rute care să elibereze strada care străbate Balșul. Există și măsuri mai puțin costisitoare, care ar putea face traversarea orașului mai lejeră, cum ar fi amplasarea de semafoare la trecerile de pietoni sau realizarea unui sens giratoriu la ieșirea de pe podul de peste Olteț spre strada Cireșului, unde se face legătura cu comunele de la nord de Balș. Pe teritoriul acestui oraș există 9 treceri de pietoni. Avem multe artere riverane care fac ca traficul să fie îngreunat. Despre introducerea de semafoare, numai cei în măsură să iau o astfel de decizie pot să vorbească, eventual după o analiză pertinentă a traficului în orele de vârf. Noi am susține orice fel de inițiativă, atât în ceea ce privește introducerea de semafoare la trecerile de pietoni, cât și realizarea unui sens giratoriu la capătul străzii Cireșului, la intrarea pe strada principală, loc unde ne confruntăm deseori cu ambuteiaje. Am mai adus un agent la serviciul rutier pentru a face față situației, a declarat pentru Gazeta Nouă Sorin Florea, comandantul poliției Balș. Acesta mai vorbește și despre problema numărului mare de căruțe de pe străzile din Balș, căruțe care nu pot fi direcționate pe alte rute, întrucât nu există variante ocolitoare. Rovinariul a fost timp de o săptămână în sărbătoare. Autoritățile locale au organizat cea de-a 15-a ediție a zilelor orașului și 34 de ani de la înființarea localității. În ultima zi a manifestărilor, locuitorii au avut parte de un spectacol muzical susținut de unii dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară, Petrică Mățu Stoian, Niculina Stoican și Constantin Enceanu. M-a pus să impact lungit, să se creadă că a murit, să văd neva. Sute de locuitori din Rovinari au participat la spectacolele prilejuite de zilele orașului. Timp de 7 zile, gorjenii au avut parte de distracție, muzică, voie bună și concursuri. Copiii s-au putut juca în spațiile special amenajate pentru ei, iar cei mari au fost invitați la terasele cu mici și bere. Ce părere aveți de faptul că odată cu acest spectacol de zilele Rovinariului sunt și locuri de joacă pentru copii și alte activități organizate? Este foarte bine că au și copiii ce face și evenimentul acesta este foarte frumos. Mulțumim domnului primar Dorin Filip și copiii sunt foarte talentați. Chiar îmi doresc și eu să ajungă și fata mea să cânte pe scena asta. Și mai departe, cine știe, e foarte frumos. Pentru a câte oară sunteți la zilele orașului? Păi de când s-a înființat orașul. Care a fost cea mai bine organizată ediție? Cred că ultimii 2-3 ani. Dar spectacolul de populară cum vi se pare? E frumos, frumos, artiști buni. Autoritățile locale au răsplătit eforturile copiilor cu rezultate bune la învățătură și au premiat peste 150 de elevi. La clubul CSJ-ul Rovinari am avut campionii medalia de aur, două de bronz și două de argint. Și au fost premiați copiii de la școlile din orașul Rovinari, copiii care au cântat pe scena din orașul Rovinari la zilele orașului, Școala Populară de Artă, secția Rovinari, Clubul Elevilor,
dansuri moderne, grădinițele, școlile, toți copiii care au vrut să vină pe scenă și să promoveze până la urmă, să se obișnuiască cu scena și mai ales cu publicul, au fost bineveniți. În premieră la ediția din acest an a Zilelor Orașului au fost premiați toți cei care și-au îngrijit spațiile din fața blocului. Premiul întâi a fost de 2500 de lei, premiul 2 1500 de lei și premiul 3 1000 de lei. Toți ceilalți concurenți, adică 21 de concurenți care au participat în total, au primit o mențiune de 250 de lei. Sfârșitul de săptămână a adus în fața publicului nume cunoscute ale scenei muzicale românești. Publicul de la Rovinari vă cere în fiecare an aproape la Zilele Orașului. Este adevărat, dar nu am putut să vin. De-abia anul acesta am găsit în programul meu o zi liberă ca să pot să fiu alături de minunații oameni de la Rovinari. Bă, noi ne știm de mult timp, începuturile mele fiind la Doina Gorjului, chiar activam aici la Rovinari, alături de oamenii dragi, alături de iubitorii cântecului popular, chiar spectacole aici, am cântat și în restaurant aici, că așa era. Aveți un mesaj pentru locuitorii orașului Rovinari de ziua lor? Ne doresc din suflet să fie sănătoși, în primul rând, pentru că asta e foarte important. Ne doresc să rămână la fel de frumoși, de veseli și, așa cum le-am spus, să fie mândri că sunt olteni și, mai presus decât asta, că sunt gorjeni. Și vouă vă mulțumesc din suflet și vă doresc să aveți parte numai de succes. Ultima seară de spectacole s-a încheiat cu un grandios foc de artificii. Spectacole inedite astăzi și mâine la Târgu Jiu. Grupul de indieni american Yellow Bird The Page Dancers s-a sosit în oraș pentru a încânta pe târgujieni. Alături de grupul de muzicieni vor fi prezenți și oficialii ai ambasadei Statelor Unite ale Americii în România. Vizita face parte din seria de evenimente dedicate sărbătoririi a 135 de ani de relații diplomatice România-SUA. Yellow Bird Apache Dancers sunt cunoscuți pe plan internațional de peste 25 de ani și sunt specializați în prezentări care celebrează spiritul civic al civilizației amerindiene. Printre membrii clanului Duncan care vor susține spectacole în România se află și Talon Duncan, care este campion mondial la dansul cu cercurile. Primul lor spectacol la Târgu Jiu se desfășoară chiar în aceste momente, iar cei care nu reușesc să ajungă sunt așteptați și mâine de la ora 18 în Amfiteatrul din centrul orașului. Alături de grupul de muzicieni vor fi prezenți și reprezentanții ai ambasadei Statelor Unite în România. Autoritățile din Târgu Jiu vor să modernizeze Calea Eroilor și să o includă într-un circuit turistic. Strada face legătura între Parcul Central, unde se află Masa Tăcerii și Poarta Sărutului, și Parcul Colanei fără sfârșit. Arhitecții vor putea depune proiectele până pe 2 iulie, urmând ca pe 3 iulie să fie prezentate ideile de modernizare a zonei ansamblului monumental Constantin Brâncuș. Inițial, Primăria Târgu Jiu a organizat în urmă cu ceva timp un concurs de idei pentru modernizarea Căii Eroilor, însă acesta nu a avut succes așteptat de autorități. De data aceasta se va organiza un concurs de soluții cu participare națională. Știrile regionale se încheie aici. Urmează în câteva minute jurnalul sportiv. Sunt Raluca Săcuianu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine de la ora 18. Rămâneți alături de Alege TV.